Mănăstirea Silvestria a luat ființă la 1655 pentru un schit care a fost întemeiat de episcopul Gedeon, de roman, într-o bisericuță mică, care în 1734 a fost arsă de tatari. Apoi la 1734 s-a zidit altă biserică, tot de lemn, care a dăinuit până la 1821, când a fost arsă de turci. Un meșter, Nicolae Cernescu, care era meșter zidar, a temiat mănăstirea Silvestria cu biserică în Paraclis, chilii. La 1910 a venit un părinte din Muntele Atos, Ioan Chimuroi, care a luat în primire schitul și l-a format duhovnicește și gospodărește. La 1944 l-a pus pe părinte Cleopa Ilie, ca stareț al schitului. A ajuns independent în lucrarea părintele Teofil Pandele de la Galați, care a scos-o de sub jurisdicția secului și a neantului. Mănăstirea Silvestria din 49 are un tipic și o rânduială Sfântului Munte Atos, unde se păstrează niște reguli. Aici nu se mănâncă carne, fac slujbile noapte de zi, în toată bună regulă. 41 ars mănăstirea din nou, 42 părintele Cleopa și cu părinții de aici a început să zidească din nou. Noi păstrăm mai departe și mergem, nu stăm pe loc, mergem din treaptă în treaptă, și pe linie duhovnicească, și pe linie gospodărească, până în prezent. Îngerească râvnă din tinerețe având Teodora, părinții și familia părăsind departe de lume ai fugit și lui Hristos Dumnezeu cu mare vlave ai slujit, pentru care noi smeriții cu laude te cinstim. Prea Sfântul Trăimii, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine, întâmpinat-mă ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea. Și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit că m-a voit și îmi va răspăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răspăti mie. Că am păzit căile Domnului și n-am fost negrincios Dumnezeului meu, că toate judecățile Lui sunt înaintea mea, îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine.
Care sunt mai sporiți, pleacă în pustie unde și-au găsit cei învârtei acolo pentru nevoință și stă în pustie până la săptămâna patimilor, ca să roage mai mult, să mediteze mai mult, să nevoiască mai mult, să sporească în cele duhovnicești. Și avem o serie de părinți care, cu binecuvântarea mea, le-a dat voie ca să retragă. Ei, și la Paști vin. Ca să facem Sfânta Învierii cu toți. În 1952 era Părintele Cleopa, Părintele Paisie, Părintele Ioanichie, acești trei părinți care au dus o viață duhovnicească, viață trăită în Dumnezeu. Și v-a tras multă lume aici. Good morning.
moartea fiecare om vin atâta dragi, câte păcate are om. Și atâta îngeri vin bune, câte fapte bune are om. Și e o mare luptă și o încăierare, care să pui mâna pe suflet. Era filosofia tăcere, tai tu de vorbească lucrurile ta. Eu am trăit și eu leacă 9 ani și 7 luni pe munt, știi mila Domnului. Dar n-ai voie să spui semnele și cât ai pătrut și cât ai avut. Și nu povestea de tare. Cine a auzit glasul pe el odată, sucer, mare filosof, tace și faci. Ecclesia mai bun este cel bun decât cel tare. Este pururea să vezi moartea înaintea ta. Cine are frica Dumnezeu în dreapta și frica moartea în stânga, merge drept înaintea Domnului. Mânca va raiul să vă mănânci. Să nu demândesc nădejde. Dacă privim pe orizontală, ne gândim și la orice. Dacă ne uităm și pe verticală, suntem foarte optimiști. Din sufletul bătrânului, duhovnicului, să se picure zi de zi câte o lacrimă, câte o scânteie în sufletul tânărului, ca mâine să poată fi viitor duhovnic. Veniți să vă rugați cu noi o zi și stați o noapte cu noi, un ceas, două, la biserică. Sunt mulți părinți din Mănăstirea Suiastria care și-au dus o viață de sfințenie, care i-am condus pe toți la cimitir. Datorită părintelui Cleopa a venit și preafericitul nostru Daniil, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca frate aici. Mănăstirea Suiastria, sigur că e și organizată stâna mănăstirii, grajdul cu animale, atelier de tâmplărie, atelier de fierărie, atelier de cojocărie, atelier de șizmărie, atelier de pictură. La toate acestea lucrează părinții noștri din Mănăstirea Suiastria. Ascultările sunt, cum am spune, chiar pe sectoare, așa, unii la Sfântul Altar, la biserică, unii la vite, unii la oi, unii la câmp, bucătăria, trapeza, chelăria, așa, deci fiecare suntem ca o piesă într-un ceasornic. Binecuvântat voi pe Domnul în toată vremea, ururea lor. Aleluia,
și va izbăvi pe ei. Aleluia! Gustoși vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește spre dânsul. Aleluia! Temeți-vă de Domnul toți ființii lui, că nu este lipsă celor ce se tem de dânsul. Aleluia! Bogații au sărăcii și au flămânzii, iar cei ce binecuvântat.
când am venit în mănăstire, am venit prima dată ca să mă mântuiesc. Și al doilea, am venit pentru ca să fac o ascultare. Unii am spus că unii m-a pune părintele stare și acolo voi face ascultare. Și așa, așa am și făcut. Am făcut ascultare, toate ascultare. A fost și la Cosuț, și la Vite, a fost și la toate părți. Unii m-au pus părintele stare și am făcut ascultare cu dragoste și pentru mântuirea sufletului. Munca la călugă fără rugăciune este argăție. Și noi primit în fața lui Dumnezeu, noi suntem numai pentru mai mult pentru cele duhovnicești care se cer în fața lui judecății, cum am făgăduit, ca să fim, zicem, mereu în rugăciune. Călugurul face întâi rugăciunea și pe urmă face ascultare, treabă, muncă. Și în timpul repauză, zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Haideți, vă rog, la masă, care vreți să mâncați, toptiți, ne dăm drumul, da? Suntem mulțumiți, așa și împliniți că suntem călugări. Nu ne trebuie nimic. Sărășie, fecerie și ascultare. Asta ne trebuie nouă și împlinirii jertfă ca să ne mătuim. Am început să mă simt stingher în lume și în cele din urmă, în 1998, m-am hotărât și am luat calea aceasta. În mănăstire trebuie să ai și vocații. Trebuie să ai vocații pentru viața aceasta, că viața aceasta nu e așa de ușoară. În smerenie, în viață curată, în blândețe, dragoste, în încercări, să fii statornic, să fii capabil să ajute, să întărească pe cei care sunt încercați de greutățile vieții, să-i încurajeze, să-i facă mai tari în fața ispitelor și necazurilor cu care se confruntă credincioșii din lume. E destul.